Ce se întâmplă între Ana Porgras și Zani? După ce au scăpat de Alexandra Dul, ține mult la tine. Ana Porgras și Zani au avut o relație apropiată de pe vremea când au participat pentru prima dată la Survivor România. S-a vehiculat la acea vreme că sunt împreună, căci apropierile dintre ei erau vizibile câștigătorul competiției din Republica Dominicană a recunoscut public că a avut sentimente puternice pentru fosta gimnastă, însă lucrurile au luat o turnură neplăcută pentru el atunci când au revenit pe meleaguri românești. Traperul și fosta sportivă nu au mai ținut legătura, însă s-au revăzut acum în sezonul All Stars. Și acum a existat o apropiere între cei doi faimoși. Dar situația n-a mai stat ca pe vremuri. Totuși, Ian Custerp are o altă părere. Ana Porgras și Zanni n-au fost la fel de apropiați precum erau în sezonul lor. Faimosul nu și-a mai pus sufletul pe tavă în fața fostei gimnaste, așa cum a făcut-o în urmă cu câțiva ani. Chiar și așa, relația lor de prietenie a dăinuit, iar împreună cu făcut tot posibilul să ajungă cât mai departe în competiție. Au existat apropieri neașteptate între Alexandra Dul și Zani, însă războinica a părăsit competiție. Se pare că au păstrat legătura în afara emisiunii, iar de curând războinica mărturisea pe micile ecrane că nu ar spune nu, dacă ar fi să aibă o relație amoroasă cu traperul. Cât timp dulia a fost în sezonul al Stars, au existat anumite zvonuri legate de o posibilă gelozie a Anei Porgras. După plecarea ei, Spiritele s-au calmat, însă în continuare artistul a păstrat o oarecare distanță față de brunetă. Zan i-a sărit în ajutor a nei porgras. În ediția de seară trecută, Ana porgras s-a accident, iar Zan i-a sărit în ajutor fără să stea pe gânduri. Faimoasa s-a ales cu o accidentare serioasă, care o va ține departe de traseele din Dominicană, cel mai probabil. Pentru a-i alina durerea, Echipa câștigătoare a jocului de marți seara a decis să o ia și pe Ana la recompensă, pentru a-i schimba starea de spirit.